Nu este anca pe strada Lipscan să nu apară gropi încarosabil. și asta spune totul despre calitatea lucrării. În 2015 a fost nevoie de o ploaie abundentă de vară ca pavelele să o ia la vale. Lucrări de mântuială au fost făcute și de data aceasta. Și asta nu o spunem noi, ci faptul că în februarie 2016, odată cu topirea zăpezii, au apărut și gropile. Un an 2017, groapa de pe Lipscan și-a refăcut apariția. Cei drept și-a mutat cu câțiva metri locația. De fiecare dată în același loc, pe strada Lipscani. Noroc că lucrarea este în garanție 5 ani, iar reparațiile sunt în sarcina firmei care a efectuat profesionist lucrările. Primăria deja a științat prin compartimentul tehnic constructorul pentru a remedia situația și acest lucru s-a întâmplat acum câteva zile, mai exact săptămâna trecută. Și acesta, respectiv constructor, a primit termen 30 de zile pentru a remedia și a aduce zona la aspectul său inițial. Odată cu reabilitarea centrului istoric, Strada Lipscane a devenit zonă pietonală sau pentru bicicliști. Faptul că celebra groapă este nesemnalizată poate duce oricând la producerea unui incident. Ar trebui să ia măsuri de uh, limitare a accesului. Uh, noi o să-i punem încă o dată în vedere ca să ducă la îndeplinire obligațiile contractuale și să readucă la uh, aspectul inițial zona sesizată. Reabilitarea străzilor din orașul vechi a fost finanțată din fonduri structurale în cadrul proiectului Reabilitare Centru Istoric Străzile Lipscan și Mihai Minescu, în valoare totală de peste 16.550.000 de lei. Lucrările au presupus realizarea rețelei de canalizare și iluminatul public. Pe cele două străzi au fost refăcute atât partea carosabilă cât și trotuarele.